Bă, dacă vreți să vedeți de ce ne aflăm noaptea prin Columbia pe aici, uitați cum se vede fără lumină, da? Printr-un... Stai bă, că am oprit aia, bă. Stai bă, că a stricat telefonul, ești nebun? Așa. Așa. Într-un jeep, noaptea, printr-un sat pe aici, prin Columbia, mergând către alt sat. Rămâneți să vedeți vlogul ăsta până la capăt, că o să vă pare rău. Nouă ne-a părut. Acum o să ajungem la acel view, sper eu, extraordinar. Scurtă recapitulare. Stați puțin. Ne aflăm în Salento. Acesta este unul dintre orașele importante de aici, din zona cafetera, alături de Armenia și Finlandia. Finlandia, în care o să merge puțin mai încolo. Ieri am mers cu calul, bine, cu cai, că erau mai mulți. A fost o zi foarte interesantă, o zi plină de travel, iar cea de astăzi se anunță cel puțin la fel de interesantă, pentru că mai încolo, peste câteva ore, avem un coffee tour. Am ales o variantă premium și probabil că o să fie pentru prima oară aici pe canal. Pentru prima oară aici pe canal, când veți vedea exact cum se face cafeaua aici în Columbia. Și acum haideți să vă arăt și view-ul. Cazarea noastră, plața principală, e undeva... unde e biserica acolo, în față, vezi? Și cazarea trebuie să fie exact acolo pe dreapta. Ceva de genul ăsta. Stăteam acum și purtam o discuție foarte interesantă cu Cristi despre locuri de muncă și chestii de genul ăsta. Tu cu ce te ocupi, Cristi? Eu fac recrutare într-o companie de IT. Aha. Și ești bun pe ceea ce faci sau? Cred că da. Da, și discutam despre independența la locul de muncă, despre flexibilitate, despre remote și chestii de genul ăsta. Și poate o să facem, adică o să facem un video final în care o să vorbim câteva chestii despre Columbia și o să discutăm și puțin despre subiectul ăsta. Dar până atunci, uitați-vă puțin la acest orășel care până acum, până în momentul de față, mie mi se pare că am văzut cei mai mulți foreigneri raportați la ca și procent din numărul de oameni pe care îi întâlnești pe stradă. În Medellin nu am văzut foarte mulți turiști, deși sunt, dar nu i-am văzut eu cel puțin cât timp am stat acolo. În Cartagena la fel foarte puțin, dar aici când mergi pe stradă sunt mulți și mulți gringos, mulți oameni din America și foarte, foarte, foarte mulți nemți. Asta este drumul care duce exact către plața centrală și pe aici se vede, locul ăsta arată foarte similar cu Guatape. Ce e mai frumos aici din punctul meu de vedere, una la mână, că vremea este super ok acum, sunt undeva la vreo până în 20 de grade și totuși nu este atât de turistic cum e Guatape și e puțin, puțin mai aresit. Dar orașul respectă aceeași rețetă ca toate orașele astea mici coloniale din America de Sud. Ai plața centrală, după care străduțe din astea și cam astea orășele. Eu cred că în jumătate de oră poți să te plimbi pe toate arterele și poți să vezi cam tot pe aici. Cristi vrea să facă aroganță să-și cumpere aici o fincă, o fermă de asta, se vinde cu 8 camere și 487 de milioane de... 130.000 de euro. Cât? 130.000 de euro. 130.000 de euro cu 8 camere? Nu, nu e mult. Dar pătrățoasă, așa. Contează unde e, zice că este solo 3 squadra, deci la 3 intersecții de plaza principală, deci de locul ăsta de aici, în orice parte. Apără aia? 200 sub, zi? Omul zice că o cumperi așa, zice, bă, frate, pe asta o ieși și o faci hotel, clar. Da. Dacă ai 130.000 de aruncat și gen de investit să-ți recuperezi încât. Dacă punem bani toți, luăm o cameră. Asta ar fi ceva, frate. Să venim să investim într-un sătuc de ăsta micuț aici în Columbia. Asta ar fi next level. Tu dai seama ce reclamă ar fi? Tu dai seama cum ați ridicat vă salată pentru motorii oameni care vin în tur? Dacă o să mai vină poate cineva în tur cu mine? Frate, da, aia din Columbia și-au cumpărat pensiune, mă, ești nebun. Cum să zice, mă, bună dimineața în ungurește? Eu regat. Cum? Eu regat. Și în, și noapte bună? Eu ei socar. Și te iubesc, cum zici? Asta știe toată lumea, domnul Pula. Nu știu, să mor eu. Voi nu știți? Seretle. Cum? Seretle. Seretle, tu știi? Habar n-aveam. V-am uitat că voi sunteți din sud. Din sud, nu știu nimic. Auzi, dar voi la școală ce faceți? Adică ce limbi străine? Pula mea, nu, adică ce limbi străine? Că noi, tu n-ai făcut franceză în școală? Ba, da. Și vorbești franceză? Fluent. Vorbește o pulă franceză. Tot așa vorbește și el cum vorbesc germană. Noi am făcut 8 ani de germană, dar... facem engleză și germană. Dar adică dacă te duci în Germania, înțelegi cât de cât, așa? Înțeleg, înțeleg, am mai avut și tangențe cu Germania, dar...
de vorbit, îs clar zi. Dar cred că ăsta e un fenomen foarte dubios în România, cel puțin cu franceza. Toată lumea, deci toți din grupul ăsta care suntem din partea aia, de exemplu, suntem din București sau din zona aia, toți am făcut franceză la școală și nimeni nu vorbește franceză. Eu am făcut 12 ani franceză și eu sunt convins că spaniola mea, de fapt nici nu se compară, spaniola mea aproape fluentă în pula mea, în timp ce franceza e zero existent. Da. Păi nu ne-a plăcut limba și de asta. Nu ne-a plăcut franceza, n-ai avut unde să o exersezi și... Asta este mai întreba altceva. Cum se zice Cătălin e prost? Stai că la asta are mai multe variante, să zic pe aia mai frumoasă, știi, vorba aia. Cătălin, hui e voi. Ești prost, așa. Hui e voi. Hui e voi. Hui e voi, asta e. E grea gramatica? E destul de grea și sunt o grămadă de cuvinte care înseamnă mai multe lucruri. În zona aia sunt restaurante din astea spaniole, italienești. Nu? Uite cum ce casă trebuie. Ce faci, boss? Băieții vorbesc acum despre restaurante, despre străzi, cum vorbesc eu de București. Zic că am fost la tineretul Colt cu Văcărești, doar că ei vorbesc de state. Aveam acum o discuție despre Statele Unite ale Americii și trag așa o concluzie că uite și ei doi a fost și dacă îi pun și pe Mihnea pe listă și alte persoane care au vizitat America și toată lumea într-un fel sau altul a fost nu că nemulțumită, dar nu am auzit pe nimeni care să zică bă, m-aș întoarce acolo și aș mai sta acolo încă un an de zile. Nu știu exact care sunt motivele, pentru că nimeni nu mi-a dat vreun motiv clar. Nici tu, dă-mi un motiv pentru care nu ți-a plăcut, pentru care spune nu-mi place să stau acolo, n-aș sta acolo. Da, nu știu așa să spun motivul oral. Nu, e ce trebuie, adică n-am, ți-am zis. E ceva mai ambigu, deci exact aceeași chestie mi-a spus toată lumea. Bă, a fost ok, m-am dus acolo, dar nu m-aș întoarce și nu aș locui acolo. Care e părerea voastră? Că sunt convins că dintre voi, probabil că au fost, sunt câțiva care au fost prin state și vreau să aud cam care sunt părerile voastre, pentru că, uite, pe de-o parte ai persoane cum ar fi Cristian Dascălu, care au fost în America și din câte am înțeles i-a plăcut în America, i s-a părut interesant că nu s-a întors acolo, asta e altă problemă, dar nu înseamnă că nu se va întoarce pe viitor, dar nu a prezentat neapărat lucrurile nașpa din America sau ce nu i-a plăcut, dar văd așa ca și o părere generală a persoanelor pe care eu le-am cunoscut, domne, nu știu, a fost ok, dar nu m-aș întoarce. De ce? Și acum l-a rugat pe ăsta să ne decaloteze mașina, să văd ce i-a făcut. Da. A decalotat mașina, da? Și mergem către Finca Ocasu. De aici sunt aproximativ 5-6 km. Și ala, nu. Bă, ăștia au obsesie, bă. Ăștia cred că suntem din Israel, frate. Deci ăștia toți... Uite aici se filmează. E OTV-ul, mă. Uite, ăștia filmează aici. Deci noi aseară, toată lumea trebuie să-și cumpere bilete pentru a pleca din Columbia, știți? Și aseară deciziile în legătură cu biletele s-au făcut pe baza tipului de avion care se va zbura. Nimeni nu voia să zboare cu ATR în afară de... Arthur. Și până la urmă toată lumea zboară cu ATR. Și ziceam eu de cât de stresat suntem noi oamenii în general că zborăm în avioane și ne teamă, deși avioanele sunt conduse de profesioniști, dar când ne băgăm într-un jeep de genul ăsta cu un domn super abilitat care are și un ceas de foarte bună calitate la mână, nu avem absolut niciun fel de problemă. Deci care e povestea cu finca asta? În primul rând, ce înseamnă fincă? Fincă înseamnă hacienda. Ce înseamnă hacienda? Înseamnă fermă, da? Și ăsta este un loc unde se face cafeaua și în principiu aici poți să vezi tot procesul, cum se face cafeaua, cum se culege și așa mai departe. Și faza tare este că aici poți să și dormi. Nu putem să intrăm acum pentru că este voie doar pentru oamenii care stau aici, pentru, uitați, pentru guests, dar arată foarte, foarte drăguț. Nu mai țin minte cât costa aici pe noapte, doar nu am vrut să stăm din alte motive, pentru că vii, stai aici și n-ai altceva de făcut. În afară de a face acest coffee tour, alte chestii mai interesante nu sunt și poți să zici că este... puțin boring. Bă, dar camerele sunt chiar super mari. Uitați-vă și voi.
Mai interesant e că nu e nimeni. Ia să vedem, mă, putem să intrăm. Ce dracu zic ăștia mie că n-am eu voie să intru. Asta e că cred că e acolo o femeie face curățenie. Uite, Habitation Bourbon se numește asta. Bă, arată foarte mișto locul. Da, e foarte mișto, frate. Putem acum să vedem aici România, dar nu e. Cea mai apropiată de noi este Polonia. Uite, bă, nici măcar, nici a voastră, nici măcar nici Ungaria, Ungaria nu e. Ce țărani, să-mi bag. Deci asta e... România, am înțeles că nu se trece, dar Ungaria... Da, Ungaria, de ce? Unde e Orban? Hai că-l sub. Se sună pe Ludovic sau pe Victor? Nu, pe Victor. Pe Victor. Ludovic, ăla vezi că te calcă pe trecere. Că ăla e praf, n-are nicio treabă. Da. Cum e? Cine e președintele? Cine e locotenentul războinic? Iohannis! Deci asta este cafea Peaberry. Eu habar n-am ce înseamnă. Ce înseamnă, frate, Peaberry? Ați auzit vreodată de cuvântul ăsta, de fructul ăsta? No. Ia, hai să vedem. Da, are o aromă specială. Gustați, luați. De Peaberry, da. Deci toată nota a fost 62.000. Bine, asta este cu tot cu propina, cu bacșiș. Deci undeva la 15.000 de persoană, adică undeva la 5 dolari de persoană, două cafeluțe din astea și un tort. 5 dolari. Mi se pare mega, mega decent. Sunt prețuri cât se poate de normale. Noi ne-am pus acolo cu toți oamenii, cu muritorii de râu, practic. Dar pe unei sumă când cu pleava, dar pe unei sumă când noi fapt avem turul premium. Cât a costat turul? 68.000 de pesos de ea, deci vreo 80 de lei. Am luat turul premium, e tur de la fiță, de 3 ore, ne duce omul ăsta acum. Mergem în turul premium. În turul premium, ca să vedeți. Premium. Ca să vedeți aici opulență și distracție și tot ce trebuie. Deci acolo primul nivel a fost culture, iar asta se numește production. Și să vedem ce cum se face. Yeah, he's always missing. But you can start. Yeah, sure. Sure. Yeah, yeah. Have a problem? No, you can go. Hai, just come. Da, deci acum ne-a pus la muncă asta, ce trebuie să facem exact? 10 boabe fiecare. Deci nu verzi, nu? Orice, dar nu verzi. Să nu fie verzi. Mariana a trișat, a luat verzi, da. Ia, hai să vedem exact. Da, bă, ne pune asta la muncă, ești nebun, mai dau și bani să mă pun asta la muncă. Ia. Mamă, dar ce greu se rup. Da. I-am rupt două și le-am făcut praf. Mamă, eu deja am luat 5. Bă, da, tu ești gay. E două malnecare de teren aici. Vreau să caut și altă. Vreau caut să caut banane? Nu, vreau să caut și altă culoare, nu vreau doar de asta. A, uite, mă, culoarea de acolo. Păi nu, că am luat roșii. A. Vezi că spunele albastre mai în față. Da, cred că. Ia să vedem, băieți, câte ați luat. Bad quality sau good quality? A, ce bad sărac. Quality ăsta. Pero no, no, también amarillo, no? Si? Se poate, da, mă, e bine, vorbiți voi. E caca ok, quality. Nu? Good. Good, da, frate. Uite ce volați voi de mine că n-am voie galbe. Știi tu, de la HR de acolo, de la tine, cum se culege cafeaua? De la Romană, de acolo, de la voi. You have a special bean. Oh, wow. Yes, because all the properties are just in one bean. Mi-a costat la pe jos, așa că se pune. But actually, your bean is... A mea a căzut, frate, pe jos. Deci a mea e specială. Să fie că lot. Marian 2. So, no worms. Artur 2. No worms, no nada. No worms, no? So, remember the shield in the basket, so now take one and taste it. Don't eat it. Just taste don't chew it. Just taste it. Like just taste it. Yeah. It's sweet. As you can see on the bean, there is like a slimy part. Mm-hmm. That is slimy part is called mucilage. Mm. This is the one that provides us with this in our coffee. Oh, nice. Actually, guys, the mucilage. Deci astea sunt niște flori, zici că arată a, să nu zic a ce. A perie de aia, de fiu. Da. What's their name again? Caraca? Maraca. Ah, maraca. Ah, ok, maracas. Ce tare arată. Actually, this flower is quite special. First, if you shake it, it has water. Oh, it has water inside it. Okay. And second, look at the roots. At what the do roots. You think we have there? I have no idea. Ginger. Ginger. Oh, this flower produces ginger. This flower produces ginger. Asta face ghimbir, ești nebun. Actually, if you put your fingers on the flower and you smell it, it would smell a bit like ginger. Yeah. Mhm. Da. Da. Se simte. Wow.
Bă, deci ne-a spus asta acum, de oamenii care culeg cafeaua sunt plătiți cu 500 de pesos pe kil, a zis, nu? Da, pe kil. Da. Pe kil. Deci, cum fac 50.000 de pesos pe 10 kg, adică cum ar veni într-o zi cam cât culeg? 100 de kg. 100 de kg, pardon, da, eu v-am spus că sunt prost cu matematică, am avut și corigență la matematică, așa, și ce azi, în clasa a doua până între a 12-a, și mai departe, ce ai zis, că le dă și cazare, nu? Da, da, cazare și mâncare gratis. Cazare deci și masă. Deci fac 170 de dolari pe zi? Nu, 17 dolari, 15 euro pe zi. Păi nu 500.000 de pesos? Nu, 50.000 de pesos. Espera, so there are 50.000 pesos or 500.000 pesos per day? 50.000. Deci 50.000 de pesos. Luați asta și mulțiți cu 30 și ajungi la cât? La 1.500.000. Băi, e destul de ok. 1.500.000, asta înseamnă undeva la 500 de dolari pe lună salariu. Și dacă ai și mâncare și cazare, mai ales pentru Columbia și pentru cum stai salariile, în condițiile în care un salariu minim în Columbia este 800 și ceva de mii de pesos și asta e aproape dublu față de salariul minim. E foarte ok. Deci la 500 de dolari. But I have a question. Do you need any comunistas alguna calificación o algo así to do this or like no, you people? No, you know it by well, you get the knowledge by experience. By experience about yeah. That. So basically, anybody from this part can come and can just say I want to work. There's like an interview or something you they have to see. You need a PhD at least. A PhD at least. Master's degree. Master's degree. Well, what happens is that when here we got new workers, actually it's because they are friends of the workers that we have here, okay. Cousins or brothers. So it's like, pe ce merge? Pe ce rău, nepotisme ca la noi. Deci să vedeți că și în Columbia se face exact ca în România. Right, cheers. Oh, very good. You found the scale. Am dat cu capul în cântare, ești nebun? Da. So, the first thing they do is waiting. They wait and then they throw all the chairs at these two hoppers. If you notice guys, over here we got red and yellow, and over there we have only yellow. Yep. So we're gonna produce different processes in here. Pune mustache. So are you famous in Romania? Me? Yeah. Alex, tu ești actorul aici, da? 3, 2, hai! As you can see, one side we get the beans, and in the other side we get the shells. Oh, yeah. Oh. Sunt de beans, acolo sunt de shells. Mamă, ce deștept sunt! Mi-am dat seama din prima, bă, ungure! In here we have different processes, okay? So, first process, honey. Guys, do you like sweet coffees? Yeah. Yeah. So, in here we have a pretty sweet coffee. Actually, we got two honeys. Asta pe care o vedeți aici în spate, care ea culege practic toată, ea culege, ea se ocupă de selectarea cafelei, pe un sac de genul ăsta primește undeva la vreo, pe un sac de ăsta mare, a zis, nu? 10.000, tu ești nebun. Frate, deci ia 10.000, adică 3 dolari, frate. Și a făcut până la ora asta, femeia asta a făcut 66 saci, deci a făcut 60.000, deci undeva la vreo 15-16 euro. Mami, mi se pare super puțin, mai ales pentru un loc de genul ăsta care pare de lux așa din punct de vedere al cafelei. Foarte, foarte puțin. Acum ne ascultă, frate, și dacă nu, dacă nu o notă bună... Mai stăm aici încă o zi sau două până trecem. Până învățăm, da, exact. Deci ce sunt niște plămâni sau ce e asta? Ah, nu, astea sunt... Credeam că sunt plămâni, băi, jine, bun? Nu, așa sunt labe de pisică. Labe. Labi. Lăburi. Lăburi. Scuți aici, între... De ce n-au menționat Ungaria în topul țărilor care produc cafea, nu? Da, noi avem acolo tăruri astea. Poate că ungurii au fost primii în Columbia. Și primii la cafea. Noi am învățat cum să facă cafea, ce vorbești. Exact. Deci, ce frumos. Ia, Alex, fă o piruete să te vadă lumea. Ce atrăgător ești, Alex. Și un buzunar aici. Exact. Ia, mă, scuipați. So, drink a bit and then spit out. Ce gust are, Artur? E dulce. Dulce. Good. Dulce. Sweet. Sweet. So, dulce ca ardealul? Dulce ca ardealul. Dulcele unde trebuie să-l simți în față. Acru îl simți în părți. Și unde trebuia să simți săratul? Săratul în lateral. Lateral. Și în părți, păi și dulci și acru tot în lateral. Dulcele în față. Dulcele în față, acru unde era? În spate. A, acru în spate și săratul în lateral. Eu am simțit complet diferit, nu mai contează. Și am acest desfac asta. So guys, over here, we got the seats. We're gonna build seats. We're gonna build them here. Seven, yeah. Guys, when you pass it around, please pass it close. Mamă, deci eu nu știu să... Trebuie să zic ce fruct este ăla. Nu știu. Cum am reușit să facem o chestie care are foarte mare legătură cu cafeaua, și anume să gustăm fructe.
Și vezi că sper că ați văzut ironia din vocea mea. Apropo, trebuie să zic că e un tur de 2 ore, dar au trecut 2 ore, 1 oră și 40 de minute și trebuie să te țină 3 ore. Asta e problema, știi? Dar chiar are, pentru că, de exemplu, cafeaua aromată, din ce știu, crește lângă, pun de-astea, fructe lângă cafea, exact. Ca să se reclească, să fie, exact. Vedeți cât de prost sunt eu, habar n-am chestiile astea. De-abia acum a început să facă cafeaua, ne-a dat două variante. Cum se vede, e destul de zoom? Ne-a dat două variante. Și le-am ales pe cele două și acum vine cafeaua, ia uitați. Și am întrebat dacă avem răbdare. Și nu cred că ne-a întrebat dacă avem răbdare, genul așa, dacă avem noi virtutea aia de a fi răbdători. Am vrut să vadă dacă, cât timp mai e, mai avem vreo 40 de minute de tur, chiar sunt curios când termină. Oricum e interesant, dacă ești super fan, adică dacă ești gen fanatic, ești un coffee obsessed coffee type of person, da, e o chestie interesantă de tot, adică îți explică. Nu cred că după ce faci turul ăsta îți voi mai pune vreodată întrebarea pe această planetă. Bă, frate, cum se face cafeaua, știi? Ei vor să facă story, dar de fiecare dată când face câte unul story, unul înjură. What? Unul înjură, altul face loc. De pace. Momentul extraordinar, după aproape 3 ore, ajungem să gustăm o cafea de aici. Japanese siphon. Deci sifon japonez, practic, gust. Ești un sifonar japonez. Hai să vedem. Dai, nu! N-am trebuie să faci altceva înainte. Ritual. Jumătate de ore trebuie să faci 10 flotări. Trebuie să gustăm din ea? Deci nu ai voie să gustăm. Mor. N-ai voie să gustăm din ea încă? Da, nu avem voie să gustăm din ea. Can we taste? Yep. So it's milk and then you taste. Spune dorință înainte. Bă, da. Mie mi se pare în continuare la fel că am spălăcit-o puțin. Nu? Cam așa pare, da. Mi se pare spălăcită, dar și după culoare, e un maro de ăsta așa, e puțin spălăcită. Adică dacă pe mine mă întrebați o persoană care nu cunoaște cafea și care... Dar mie mi-a dat doar una. Nu mi se pare o chestie... E ușea. Dă diplomele, să vedeți ce nume am pus. Borcea. Borcea Marian. Borcea. Borcea. Rehab. Let's give him Alex. Cămătaru. 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 Yes. So this one is Catalin Homalou. Homalou. Homalou, yes, that's so me. Este bă, Homalou sunt, exact. Mai aveți acum energie să stați să cumpărați cafea? Aș fi putut să iau extended tour, încă 4 ore. Da. Eu simt că n-am învățat destul despre cafea. Vreau să mai stau aici. Artur a plâns înăuntru când am plecat, l-a luat în brațe. Bă, te-a zis, nu, nu. Crezi că mai durează vreo 2 ore turul ăsta? Vă luați toți cafea? Da. Fiecare, pentru acasă sau pentru voi? Pentru familie? Pentru familie, că nu beau. Eu nu pot să-mi iau, că nu iese bani din YouTube. Nu-mi permit acum să sparg 20.000 pe chestia donați. Asta. Donați. Da, chiar donați. PayPal în descriere. Și asta nu e glumă. Acum am ajuns în ceea ce se presupune a fi drumul principal. Trebuie să așteptăm puțin astfel încât să vină un jeep din acela să ne ducă către Salento și mai departe. Nu știm exact ce se va întâmpla, dar voiam să întreb pe băieți acum la sfârșit de zi. Cum vi s-a părut? Nu, păreți. Gracias. Stai că femeia asta credea că filmez. Nu, doamnă, dacă filmam așa, purează, nu treceți. Așa nu treceți prin fața camerei. Așa, oricum simpatică. Așa, acum, dacă vi s-a părut că au meritat banii pe care i-am dat. Da, au meritat banii. Adică am aflat tot ce se putea despre cafea și ce nu trebuia să aflăm. A fost cam un overload of information. Adică... Niciodată nu se poate să mai privești o cafea la fel, nu? Nu, adică... Cristi? A meritat. Chiar a meritat. Din plin. Păcat cu vremea asta. Marian, că tu erai cel mai entuziasm cu cafea ăla. Da, e o ocazie unică să vezi cum se produce cafea, cum se culege. Nu e ca și cum te duci la un Pitești să vezi o fermă de mere. E ceva altfel, ceea ce nu găsești aproape de casă. Voi de casă, da. E o chestie exotică cum ar exotică, da. Exact. Domnul? Bă, da, a fost foarte interesat. Adică am văzut niște chestii pe care habar nu aveam că trebuie să pui niște, de exemplu, cum au fost niște bananieri printre copaci de cafea, ca să-i dea aromă mai bună cafelei. Da, acesta a fost un lucru la care chiar nu așteptam. Noi acum suntem în jeep din nou, l-am închiriat până în Finlandia, nu până în Finlanda. A se înțelege foarte bine, băieții spate acolo cu bagajele și eu am bagajul aici. A fost o zi foarte interesantă, chiar sunt fericit că am făcut acel coffee tour. Ca de obicei, Epidemic Sound, intrați contul în descriere ca să pot să mănânc și eu ceva, că dacă voi vă faceți cont la ei, ei îmi dau mie de mâncare un hamburger. Îmi trimit din Danemarca, de unde e film, am trimit un hamburger. Nu, acum glumesc, bune, chiar e acolo. O să mai urmeze probabil încă două videouri din tur cu băieții, sau cel puțin nu știu exact cum o să stea lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine. Intrați și pe Cătălin Backpacker Life Instagram și ne vedem cu videoul următor. La revedere, papa, și să știți că pălăria asta e a lui Marian.